Hai, salutare băieți și bine v-am regăsit pe canal, vreau să vin cu o veste super șmecheră. În sfârșit am primit update-ul mult așteptat de la Forza Horizon 5 și anume update-ul pentru fixul volanelor de la Logitech sau de la Thrustmaster, care ați avut probleme cu volanul și aveați controller disconnected atunci când vrea să mișcați volanul. Ei bine, vreau să vă spun că s-a terminat cu această problemă. Acum avem volan și mai mult decât atât avem un force feedback extraordinar. Eu foloseam un programer care simula force feedback-ul, se numea Forza M-Wheel, însă nu era nici măcar pe jumătatea force feedback-ului pe care îl primești direct din joc. Și haideți să ne plimbăm puțin să vedem care e treaba. Suntem din nou cu mașinuța noastră de drift. Clar, se simte diferența. E o diferență de la cer la pământ. Volanul ține mult mai bine de data asta și este mult mai răspunde mult mai bine la comenzi acum, din ce văd eu aici. Înainte era mult, mult, mult prea moale. Chiar și cu acel program. Ca să nu mai zic că dacă nu foloseai programul, nu aveai force feedbacks absolut deloc. Oh, ce drift frumos. Acum e o plăcere, deci pur și simplu setările pe care le-am prezentat eu pe canal în Forza Horizon pentru drift, le puteți folosi cu plăcere, pentru că sunt super șmechere, frate, și te ajută să driftezi super șmecher. Chiar și să conduci în curse cu volanul fără niciun fel de probleme. Mai ales că acum force feedback-ul vine direct din joc. Bă, n-am ce zice, frate. Deci, n-am ce zice. Au spus că o să rezolve și au rezolvat și pur și simplu nu am ce să reproșez. Bravo lor. Bravo Playground, frate. Bravo. Cum am spus, este o deosebită plăcere să te joci jocul ăsta. Mai ales acum cu nou force feedback. Este cu adevărat o plăcere. Acum așa arată potențialul cu adevărat volanul ăsta. Ce poate el cu adevărat să facă. Că săracul dacă nu primea informație de la joc, era clar că nu era ce trebuie. Dar acum mă bucur că băieții s-au implicat și chiar au făcut un fix super șmecher pentru aceste volane. Nu știu cine, oamenii care aveau probleme înainte cu volanul vor să vadă diferența, plus oamenii care au volane care au force feedback foarte bun, foarte, foarte, foarte ok, vor să simtă o diferență, zic eu. Că n-ai cum să nu simți diferența. Mai ales dacă ai niște setări bune în joc. Și bineînțeles o mașină. Într-adevăr, este mult mai obositor acum. Dar mașina este mult mai controlabilă. Chiar și dacă intrăm pe off-road. O să încerc să intru puțin în off-road să vă arăt. A, uite aici am găsit. Să intrăm repede. Deci, pur și simplu, când oprești
până și simt centering-ul ăsta merge și se simte super, super bine. Hai să intrăm așa puțin în off-road. Da, cu mașina asta putem face drifturi chiar și pe off-road. Vreau să spun că se simte bestial volanul. Deci, cu adevărat pot să spun că l-am experimentat așa cum trebuie. Un jump. Bun. Ce poți să zic, băieți, este o reală plăcere să te joci acum cu volanul Forza Horizon 5, așa că dacă aveți jocuri, fie că l-ați cumpărat, fie că l-ați luat de pe Game Pass, băgați-vă volanul în funcțiune și experimentați cu adevărat forța asta de force feedback pe care tocmai ce ne-au băgat aici băieții ca și update nou în Forza Horizon 5. Bravo încă o dată Playground, super joc, vi-l recomand cu cea mai mare căldură, nu-l crăpuiți, fraților, luați-l, cumpărați-l. Sau luați-l de pe Game Pass, că așa simți cu adevărat ce înseamnă Forza Horizon 5. Așa că nu uitați să vă uitați la clipul cu setările mele de drift, nu uitați să vă uitați la clipul tutorial în care vă învăț cum să faceți bănuți și experiență în Forza Horizon. Și până data viitoare, fratele vostru vă salută, vă respectă și ca de obicei, ne vedem în clipul următor. Ciao băieți!